Vreau să vă prezint în fața noastră dosarul meu de urmărit al securității. Și în acest dosar derivă faptul că suntem la această masă. Eu am fost urmărit de securitate pentru că am avut comentarii negative la viața din comunism și la tot ce se întâmpla în societate pe care am trecut înainte. Comentariul meu este acesta. Un coleg îmi spunea, dacă n-ai trăit în comunism și n-ai luptat pentru democrație, astăzi nu o să afli niciodată ce e democrație. Am luptat ca societate pe care o credeam să aibă apă limpede curată. Nu să-și face picioarele murdare alții în ea, să o strice și să dea poporul alterat așa cum este astăzi. Stimați colegi, dacă totuși cineva și poporul acesta a suferit vreme de 23 de ani, toate greșelile cad numai în spatele clasei politice. A seriozității acesteia, toată lumea știe că numai clasa politică este vinovată de acest lucru. Astăzi spun acest lucru pentru că fac parte într-un consiliu local, din clasa politică fac parte. Să fim altfel, ca următoarele generații să-și aducă aminte de noi, s-a început măcar ceva. Să fim toți în jurul unei idei de democrație. Unde mai e democratul? Cine mai conduce? Jocurile politice, care sunt mizerii politice, clasa politică murdară, indiferent la care nivel este, toate neamurile noastre puse în toate funcțiile de conducere în est și în vest, toate concursurile trucate, toată influența clasei politice, care influențează rezultatele la bacalaureat, la concursuri, la examene, tot ce se influențează în lumea asta, tot poporul acesta știe. Ne întrebăm unde sunt românii, 5 milioane de români, unde mai sunt copiii care n-au unde să meargă la școală? Unde mai e responsabilitatea clasei politice ca poporul acesta să trăiască bine? Pentru că